Sau și pe mine m-am găsit la un nou joc pe canal, se numește The Binding of Isaac Rebirth și e un joc interesant în care există elementul de permadeath, adică dacă ai murit odată, ești mort pentru totdeauna și trebuie să o iei de la capăt. E un roguelike, așa că o să găsești o grămadă de iteme, poți să le combini, să faci tot felul de chestii. Hai să vi-l arăt să vedeți despre ce e vorba și dacă vă place nu uitați să lăsați un like. Dăm new run, selectăm caracterul, o să mergem cu Isaac. Și hai să vedem ce putem să găsim. Asta e caracterul nostru, putem să tragem în 4 direcții. Și vedeți acolo că vă arată Move, Attack, Bomb și Item. Asta e Item Room-ul. Aici în item Room vei găsi tot timpul un item. Spider Revenge. Nu știu exact ce face chestia aia, dar uitați-vă ce mi-a făcut caracterul lui. Holy shit. Ok. Alea în niciun caz nu vrei să te atingă. N-avem o cheie, așa că nu pot să intru în camera aia de sus, auzi, din laterală. Hai să ne întoarcem. Ce sunt chestiile alea? Și apropo, ăsta e un remake al jocului original. Jocul original era făcut în Flash, așa că nu prea puteau să-l extindă, nu puteau să facă expansion-uri. Era destul de dificil de lucrat în Flash, așa că s-au decis să-l refacă complet. Și ăsta e în alt engine. E un item în chestia asta. Aș pune o bombă aici. Ia să văd. Așa părea, ca și cum ar fi un item acolo, dar nu a fost. Doamne ferește, ce chestie aia? Cât de urâtă poate să fie? Da, sunt niște lucruri foarte scârboase în jocul ăsta. După cum se vede. Uite că ne-a dat și un bănuț. Ah, shit. Ah, ăia sunt ai mei. Ăia albaștri sunt ai mei. Mă gândeam eu de ce nu... Ok, am mai luat o inimă. Asta e boss-ul din nivel. În fiecare nivel vei avea un boss ca să treci la următorul. Dar nu mergem încă că n-am descoperit toate camerele. Hai să ne întoarcem și să vedem. Mai sunt două camere pe care nu le-am descoperit încă. Uite asta, de exemplu. Oh, shit, mini-boss. Doamne, ce scârbos poate să fie. Holy shit. Să ai grijă când își deschide corpul așa. Bun, l-am distrus, am luat și niște viață și o cheie. Și mai e o cameră în partea cealaltă. A, uite că am cheie acum, dar asta e shop-ul, am impresie, da. E shop-ul și n-am bani, am doar 3 bănuți, așa că nu mergem la shop încă. Când o să mai strâng niște bănuți, atunci abia o să ajungem și pe la shop. Am mai să ne batem cu boss-ul și să trecem la următorul nivel. Avem Larry Jr. Și apropo, toate camerele și toate astea sunt random și nu vei juca același joc de 2 ori. Țin minte că în primul joc era un singur vierme la Larry Jr. Aici văd că sunt 2. Oh, shit, uite în ce s-a transformat. Nu prea am așa de multă viață. Ești un peianjen de-a meu să mă ajute. Da, jocul e foarte scârbos. Dar e fun. E foarte fun. Ah, shit. Trebuie să am grijă. Se pare că de fiecare dată când mă rănesc, iese cât un peianjen de ăsta să mă ajute. Bun, am luat viața înapoi. Hai să vedem și pe aici dacă găsim vreun item. Tears up, squeezy. Ok, 2 inimi de-astea. Și hai să ne ducem în următorul nivel. Ai zis cum mi s-au făcut ochii? Holy shit. Aici e Isaac, care vrea să ducă lângă mama lui și mama lui nu vrea să-l accepte. E cam fucked up jocul. Nu mai am nevoie de inimă. Oh, doamne, ce s-astea. Faza e că am luat Tears Up, am luat itemul ăla și acum am viteză mult mai mare la lacrimi. Uite și un bănuț. Și de obicei în momentul în care mori,
Trebuie pur și simplu să o iei la capăt, dar din cauza că toate elementele astea sunt random și de fiecare dată vei găsi alte iteme, îi oferă jocului un replay value foarte mare. În sensul că poți să joci jocul ăsta și 1000 de ore și să ai de fiecare dată o altă experiență. Hai să mergem în item room. Doi bănuți și ce asta? Toxic Aura Tears. Wow, ia uitați-vă la asta. Uite cum trag acum din cauza că am luat aia. Faza e că sunt mai grele și se duc mai greu, da. Sper să nu mă afecteze asta. O inimă neagră. Nu știu încă ce face aia, că n-am mai văzut-o până acum. Nu mai au distanța aia așa mare. Lacrimile. Cred că sunt mai bune. Trebuie să mă apropii mai tare de ei. Și astea trec prin chestii, vedeți? Până acum alealte nu treceau. Astea pur și simplu trec prin orice. Din punctul ăsta de vedere, sunt mult mai bune. Ok. Nu cred că am trecut prin toate camerele și... Ia stai. N-am bombă, aș fi explodat aia să-mi iau ok de acolo, dar n-am. Ba da, cred că am fost în toate camerele. Mai găsești uneori și secret rooms, dar n-am nicio bombă să explodez un perete să văd. Hai să mergem la boss. Monstro. Pe sau știu, nu e chiar așa de greu. Ce chestie aia? Trebuie să ai grijă când sare. Că îți dă... explodează, uite. Explodează în o grămadă de bucăți. A, merge destul de bine cu lacrimile astea mari. Aproape că nici nu mi-au niciun pic de damage. De obicei nu merge chiar așa de bine. Adică durează mult mai mult până îl distrugi. Dar din cauza că am lacrimile astea, pot să fac ce vreau eu cu el. Așa, ce e itemul ăsta? Speed and range up. Ok, mi-a dat viteză și range la lacrim și am... Ia uitați ce viteză are acum caracterul. Și asta e deal with the devil. Faza e că nu știu exact ce fac itemele astea și... Poate să-ți dea chestii bune, poate să-ți dea chestii rele și având în vedere că nu știu ce sunt, o să le las. Hai să continuăm. În următorul nivel. What the fuck? Ce? Ok, aia a fost ciudat rău de tot. Tot așa niște viermi pe aici. Și apropo, joc de pe controller. Au omorât pe toți din cameră. Interesant, deci inima neagră în momentul în care o pierzi, o omoară pe toți. Joc de pe controller, în primul joc nu se putea juca pe controller, dar aici avem full support. Ceea ce e de apreciat. Un joc de genul ăsta chiar merge de pe controller foarte bine. What the fuck, ce chestiile alea? Sângele ăla e toxic, dacă te duci în el o să îți dea damage. Să așteptăm să treacă. Ok, avem 10 bănuți. Hai să mergem în shop să vedem ce putem să cumpărăm. O bombă. Hai să luăm o bombă. Și chestia aia nu știu ce baterie e. Oricum, dacă știți și voi jocul, uite, donation, dar nu știu de ce aș vrea să donez. Dacă știți jocul și știți itemele, puteți să-mi lăsați în comentarii să mă mai ajutați și voi. V-am zis, sunt începător în jocul ăsta, dar vreau să învăț, pentru că, sincer, chiar îmi place. Nu știu exact dacă va fi o serie sau ceva, eventual probabil vom face episoade ocazionale cu The Binding of Isaac, dar... Când mai am chef așa de el, probabil voi mai face câte un episod. Și nu uitați să lăsați și voi un like dacă vă place. Hai mă, ia uite mă ce se ferește. Știe el ce știe. Bun, avem nevoie de inima aia. Este o cameră mare aici.
Camerele astea așa mari nu erau în primul joc. Dar interesant că l-au adăugat și camere așa mari. Plus că primul joc mergea destul de greu, având în vedere că era făcut în flash, avea probleme de performanță mari. Jocul ăsta merge la 60 de FPS, fără să scadă măcar o dată. Și asta îți oferă o experiență foarte bună. Unde ești, mă? Uite-l acolo. Bun, eu mă omor și pește de aici. Mai avem două camere, într-o parte și în alta. Uite aici sus una. Ce-s chestiile alea? Jocul ăsta, deci poate să fie mai scârbos de atâta, nu știu. Probabil că poate. Mi-e frică de, deci, nu știu ce să mă, nu știu la ce să mă mai aștept. Aaa, ce urâți sunt ăștia. Nu-mi plac, nu-mi plac deloc. Și mor și foarte greu. Ok, item room-ul. Sticky feet. Ah. Probabil că îi blochează, itemul ăsta îi blochează pe inamici, pe unde merg eu. Cred că da. Dar asta e faza mișto în The Binding of Isaac. Fiecare item, în afară de faptul că îți schimbă înfățișarea, îți oferă și ceva unic și îți schimbă gameplay-ul total. Dacă ating eu chestul ăsta, o să-mi închidă ușa și o să apară o grămadă de monștri. Vreau să fac chestia asta? Cred că vreau. Da, se blochează. Uitați cât de tare e. Bine, ăștia tot reușesc să îmi facă să vină la mine rapid. Shit. Speed down. Nu asta vroiam. Energy? Bun, oricum am asta. Aiurea că mi-a dat speed down, dar pasilele alea sunt random. Trebuie să ne mișcăm cu ăștia, dacă stau pe loc o să mă omoare. Ah, shit! Să găsim viață undeva rapid. Lockdown! Exact ce vreau, lockdown. Nu. Shit. Am avut ghinion cu astea. Mai avem o inimă aici. Mai avem încă una în camera de sus. Hai să mergem să o luăm. Așa, ia stai. Bun. Și mai avem o cameră aici jos. Ah, sunt tot de ăștia vermișori. Băi, nu mă mușca, mă, de ce vrei să muști? De ce ești rău? O bombă și... Hai să mergem la boss, hai să vedem unde e boss-ul. No, ai o cameră în care intri, dar îți ia o viață când intri și o viață când ieși. Nu prea merită. Hai că mergem la boss, deși nu prea am multă viață. E vreo viață pe aici de cumpărat? Nu e. Well, shit. Sper să nu mor la boss-ul ăsta, dar să vedem. Chub. Nu mai știu, dar e... Oh, shit. Nu-l mai știu pe ăsta, nu știu ce face. Dar cred că ăsta-i tatăl sau mama celor mici. Nu cred că e foarte bucuros că i-am omorât pe ăștia până acum. Nu e bucuros deloc. Doamne, ce urât e. Shit. Ia. Ia o bombă de aici. Faza cu bombele merge. Ah, shit. Bun, l-am omorât. O să ne descurcăm și cu ăștia mici. Și am scăpat. Ce item e ăsta? Regeneration plus HP up. Holy shit, uitați ce față i-a dat. Doamne. Ok, următorul nivel. E la baie și n-are hârtie igienică.
Ok, Caves 1. Da. Interesant ce face tipul ăla. Și acolo ce e? Recharge? Sau ce scrie acolo? Nu-mi dau seama. Fii shop-ul? Trei bombe. Sau... arcade. Aha. Bun. Sunt mai multe chestii. Aș putea să-i dau banul ăsta și îmi dă un item random. Dacă îl ghicesc unde e. Acolo? Shit. Ia să mai vedem. Unde e? Aici? Glumești? Unde e, mă, zi? Aici? Te cam ghicit. E joc de noroc, până la urmă... Până la urmă te face el cum vrea. Și o bombă și s-a sinucis. Hai să mai dăm o viață aici. Că-mi dă bani pentru fiecare. Bun. Și atât, hai să ieșim. Shit, cât sunt? Aia care-s colorați altfel sunt mai puternici. Versiuni mai puternice. Dar oricum am 4 bombe în caz că am nevoie. Vezi ce greu moare asta? Shit. Deci găsi un shop să găsesc o viață ceva. Not ok. O să fie foarte greu să-i distrug pe ăștia. Și nici nu mă lasă să plec. Ah, ba nu, uite că pot să le fac așa. Am uitat cam astea care trec prin... Dar ăștia nu se deschid decât când te duci în fața lor. Dar merge să le fac să-i fraieresc așa. Că ei nu poate să tragă prin pereți, eu pot. Ce asta? Piercing shots. What? Ia uitați-vă cum i-a făcut. Și mai... sunt mai puternici oare astea? Fazia că nu mai am decât o singură viață, s-ar putea să mor în curând. Oh, da. Clară treaba. Sunt pe moarte. Sunt prea mulți. Da. Și am murit. Dear Diary, today I died. I was killed by this thing in some cave. Ok, și acum am murit. Mi-arată exact ce am făcut, ce item am luat. Și pot să-i dau ori exit, ori restart. Nu mai pot să continui de aici. Dar când încep, voi începe cu alte iteme. Va fi jocul total diferit. La asta mă refer că e roguelike. E un joculeț mișto. Zic să-l încercați și voi, v-am zis, nu cred că o să fac serie, probabil voi face episoade așa ocazional. Dar, da, dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!